Haideți să urmărim un pasaj din Cartea Proverbe, capitolul 5. Cartea Proverbe, capitolul 5, dau citire de la versetul 1 până la versetul 14, pagina 643. Fiule, ia minte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea. Ca să fii cu chipzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât un de lemnul. Dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișori. Picioarele ei coboară la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, sau poate sună mai bine să spun fraților, ascultați-mă sau să ascultăm. Să nu ne abatem de la cuvintele gurii Lui. Depărtează-te de drumul care duce la ea. Nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să dai altora vlagata și unui om fără milă a că nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gem la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici. Cum am putut eu să urăsc certarea? Și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să nascul glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării, spunea Solomon. Să ne reașezăm. E o mare bucurie să fim în casa Domnului în această seară. Așa spune Psalmistul și parcă s-a citat din Psalmul 84 Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că căci tot mai pot să te laude. Ne numărăm printre cei care pot să laude pe Domnul și avem multe motive să lăudăm pe Domnul. Psalmistul spunea când Domnului că mi-a făcut mult bine. Pentru că suntem aici, asta înseamnă că Domnul ne-a făcut mult bine. Și cel mai mare bine pe care Domnul ne-l-a făcut este că ne-a mântuit sufletul. Amin. Apoi mă bucur să fiu în casa Domnului, aici, la Deva, Biserica Betania, Biserica în care am venit întotdeauna cu drag, cu bucurie, cu inimă să slușesc. De multe ori am fost la Betania, au trecut câțiva ani de când n-am mai, mai, fost, nu că nu m-au chemat frații, în prejurare n-am putut să vin, apoi a fost perioada de uh, pandemie și au trecut ani, îmi pare bine că n-ați îmbătrânit, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă aduc salutări din Bihor, de acasă, de la Alești, de la Lugașul de jos, salutările fraților din Bihor, ale mele, mulțumesc fratelui Mircea care m-a sunat, bineînțeles mă bucur să-i văd pe frații slujitori, fratele Liviu, fratele Emil, cu care am avut părtășie, așa cum spuneam de atâtea ori, aici în Casa de rugăciune. Săptămânile trecute eram undeva plecat în afară și o soră plecată din zonă mi-a mintit de una din întâlnirile de tineret la care am participat aici în Biserica Britania. N-am uitat părtășia aceea și nu cred că o să o uit niciodată. A fost una din cele mai înălțătoare părtășii pe care am trăit-o aici, la tineret vorbind, și dau slavă Domnului pentru asta. Mulțumesc Domnului că ne-a ținut pe toți lângă el. Amen. Este cel mai mare har pe care Domnul îl face în aceste vremuri de a fi lângă el. Pentru că vreau să atrag atenția asupra unui pericol în această seară, frate și surori. Un pericol al acestor zile de pe urmă. Un pericol care ne pândește tot mai mult pe noi și nu pe cei din afară. Când spun pe noi, pe cei care am încheiat legământ cu Dumnezeu, pe aceia care am fost luminați, cum spune Apostolul Pavel, în Evrei, care am gustat darul ceresc, că există pericolul frași și surori, pe care îl prezintă un mare om al lui Dumnezeu, în pasajul acesta, în Proverbe capitolul 5, pe care îl voi accentua la vremea potrivită în această seară. Aș începe mesajul pe care deja oarecum l-am introdus, punând câteva întrebări pentru noi în seara aceasta. Suntem noi pe calea mântuirii, frați și surori? Eu cred că răspunsul nostru este da. Pe ce ne bazăm când spunem că suntem pe calea mântuirii? Că am încheiat legământ cu Dumnezeu? Că am fost născuți din nou? Răspunsul este unul obiectiv acesta. Pe ce ne bazăm? Că suntem mântuiți prin credință? Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni? Pe ce ne bazăm? S-ar putea însă să ne bazăm, frașisurori pe o învățătură care, din păcate, prinde tot mai mult contur în vremea aceasta, că odată mântuit. Rămâi mântuit pentru totdeauna. Odată mântuit, ești mântuit pentru totdeauna. Nu mă îndoiesc de faptul, frate și soror, că din perspectiva lui Dumnezeu, acest adevăr este unul valabil. Dumnezeu este acela care va sfârși ce a început pentru noi și poate să sfârșească ce a început pentru noi. În psalmul care a fost citit în această seară, versetul 8, precum mi-a dat așa un imbold ca să predic mesajul acesta, la el de fratele Emil, spune așa, Domnul va sfârși și ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrarea mâinilor tale. Eu cred că Domnul are putere să sfârșească ce a început pentru noi. Însă există un pericol, frați și surori, în aceste zile din urmă. Pericolul de a ne pierde. Aici, în adunare. Dacă aș pune o altă întrebare în această seară, și întrebarea ar fi următoarea, ce înțelegem noi prin rătăcire? Probabil că ne-am grăbit să spunem, rătăcire sunt aceia care nu vin la biserică, așa într-un cuvânt. Aceia care n-au dat pe la adunare niciodată. Toți aceia care zac în cel rău. Și răspunsurile acestea ar fi biblice, adevărate. Între noi, sau între ei, spune Apostolul Pavel, eram și noi odinioară. Și noi rătăceam. Și noi eram din fire copiei mâniei. Și noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre în care trăiam. Și noi. Și noi. Dar rătăcire nu înseamnă doar. Să nu-l cunoști pe Dumnezeu niciodată. Sau să nu-l fi cunoscut pe Dumnezeu niciodată. Știm noi că ne putem pierde în adunare? Știm noi că cineva se poate pierde în mijlocul adunării? De altfel, eu cred că aceasta este culmea rătăcirii. Culmea rătăcirii nu înseamnă să fii un om robit de vicii. Nu asta este culmea rătăcirii. Nu înseamnă să nu dai deloc pe la adunare și să nu fii deloc interesat de Dumnezeu. Îi rătăcire și asta. Dar culmea rătăcirii este să mă pierd în adunare. Asta de fapt este sau acesta este și planul diavolului, frate și suror, cu noi. Să ne pierdem aici. Mai adaug ceva. Eu cred că lucrarea de artă a celui rău ca podopera diavolului, nu sunt cei de afară, ci ceea care se pierd Aici, în adunare. Uitați-vă ce spune Solomon. Nu voi vorbi despre desfrânare, nu acesta e subiectul de bază. Voi atinge puțin și aspectul acesta. Versetul cheie este versetul 14. Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului? Și adunare. În seara asta, aici, la Betania, Deva, vreau să predic despre omul care se pierde în mijlocul poporului șadunare Cu durere spun, în această seară, nu puțini sunt aceia care se pierd printre noi. Și asta este marea tragedie. Asta este lucrarea de arta diavolului să ne amăcească, să ne pierdem în mijlocul poporului și adunării. Este ca și cum cineva s-ar pierde pe drumul pe care îl cunoaște cel mai bine. Sau este ca și cum peștele s-ar râneca unde? În apă. Sau cineva moare de foame într-un Într-o brutărie, într-un magazin plin cu pâine sau cu alimente. asta e culmea. Să te rătăcești pe drumul pe care îl știi cel mai bine. Să te pierzi în mijlocul poporului și adunării. Da, frășesorul. Voi trage următorul semnal de alarmă în această seară. Că cineva, nu cei de afară, cineva dintre noi, se poate pierde acolo unde se așteaptă cel mai puțin. Nu ne așteptăm să ne pierdem aici. Și totuși se pierd mulți. Au trecut ani de zile de când pe internet uh, uh, era prezentat un sondaj de opinie din. Statele Unite din Occident, un sondaj de opinie făcut uh, uh, în viața bisericii privind abandonul bisericii din partea tinerilor, în mod special. Și sondajul acesta de opinie a scos la iveală un fapt foarte trist, și anume că mai bine de 70% dintre tinerii crescuți în adunare după vârsta de 18 ani părăsesc bisericele. Mai bine de 70%. Cineva se poate pierde unde se așteaptă cel mai puțin. Și vreau să vă dau câteva exemple biblice în această seară. Iuda, unde s-a pierdut? între ucenici Iuda despre care a spus Petru înainte sau da, înainte de momentul coborării Duhului Sfânt între înălțare și uh, Rusalei că el era părtaș aceleia slujbe ca și noi Iuda s-a pierdut în mijlocul ucenicilor Apoi, apoi, mă gândeam să predic despre cele 10 fecioare, 5 fecioare înțelepte, 5 neînțelepte sau nechipsuite, dar mă gândeam dacă nu cumva am mai predicat de acolo. Cele 5 fecioare neînțelepte s-au pierdut în compania celor 5 fecioare înțeleptă. În timp ce îl așteptau pe mire, și este un pericol privind aceste zile din urmă, Vă spune cineva, pildă, asta e pentru evrei. Știți că la un moment dat, ucenicii, când Iisus a rostit o pildă, la a întrebat, Doamne, pentru noi spui pildă asta. E drept că o mare parte din pilde au fost adresate lui Israel și s-ar putea să fim tentați să spunem, nu au avut în vedere biserica. Dar învățăm din el. Învățăm. Dacă ne-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nici pe noi nu ne va cruța. Asta trebuie să ne facă să tremurăm. Dacă a pedepsit orice abatere, Dumnezeu nu-și coboară ștacheta, frate și pentru că dacă Dumnezeu coboară ștacheta, nu mai este Dumnezeu. Cele cinci fecioare s-au pierdut în compania celor cinci fecioare. Cele neînțelepte în compania celor cinci fecioare înțelepte. Avem pilda cu banul în Luca 15, avem cele trei pilde cu trei pierderi. Oaia pierdută, Fiul pierdut și banul pierdut. Unde era pierdut banul? În casă. Cineva se poate pierde acolo unde nu se așteaptă sau se așteaptă cel mai puțin. Simon s-a pierdut în mijlocul trezirilor spirituale. Îmi vine în minte ceva și aseară spuneam în biserică în Alești, am avut joia seară, avem un timp de rugăciune și cuvânt, am citit ceva despre Finei în cartea Înțelegerea vremurilor de Martin Long Jones. Autorul acesta de carte creștină spunea ceva despre Finei care a trăit în vremea unor mari treziri spirituale. La final de viață, Finei a spus următorul lucru, citez. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, N-aș mai predica atât de mult de trezire, ci de sfințire. Pentru că, din păcate, spunea el, mi-a fost dat să văd oameni care au pretins că au trăit experiența întâlnirii cu Dumnezeu, a nașterii din nou, a mântuirii, a convertirii, deși... Uh, cele patru observații sau sublinieri uh, pot să însemne uh, ceva diferit una de alta, convertirea e una, nașterea din nou este alta, dar nu se exclud. Și spunea fine, am văzut oameni care au pretins că s-au întâlnit cu Dumnezeu, dar viața lor a lăsat de dorit. De aceea aș predica mai mult despre sfințire. Cred că nu greșim dacă facem asta. Simon s-a pierdut în mijlocul trezirilor spirituale. Solomon. Omul care a avut parte de o mare moștenire spirituală. Un om care a fost un mare împărat al lui Israel. Un om căruia Dumnezeu i s-a arătat de două ori. Și într-o împrejurare l-a întrebat Dumnezeu, spune ce vrei să stau. Și Solomon a spus, Doamne, Doamne, dă dar în înțelepciune robului Tău. Să știu cum să mă port în fruntea poporului tău, Doamne, să știu cum să-l cârmuiesc. Și Dumnezeu i-a spus lui Solomon, pentru că n ai cerut nici bogăție, nici moarte vrăjmașilor tăi, nici altceva ce ai fi putut să cer. Pentru că ai cerut înțelepciune, ea va fi dată. Și cu Solomon a stat de vorbă Dumnezeu. I s-a arătat de două ori lui Solomon. A vorbit cu el. Nu mă îndoiesc că și nouă Dumnezeu ne-a vorbit. Solomon a avut parte de o moștenire spirituală extraordinar de bogată. De la tatălui și apoi experiența lui cu Dumnezeu. Eu cred că moștenirea pe care noi o avem în Hristos este mult mai mare decât a lui Solomon, dar probabil n-am avut toți experiența lui. Cu toate acestea, el spune, era să mă pierd în mijlocul poporului și adunare. Există pericolul acesta, frate și suror, să ne pierdem aici. Când cineva se pierde în mijlocul poporului și adunare? Cum ne pierdem aici, în mijlocul poporului și adunare? Cum arată omul care se poate pierde în mijlocul poporului și adunare? Aș vrea să învățăm de la Solomon în această seară. El însuși spune, cât pe ce să mă nenorocios de tot. Vreau să cred că pentru noi, și pentru noi a spus asta. În primul rând, frate și omul care se pierde în mijlocul poporului și adunare, nu are probleme cu credința, ci cu caracterul. Cu caracterul. Solomon, în Dumnezeu, a crezut toată viața lui. Niciodată nu l-a negat pe Dumnezeu. Niciodată nu s-a dezis de Dumnezeu. Niciodată nu s-a îndoit de Dumnezeu. Omul care se pierde în mijlocul poporului și adunării are probleme cu caracterul, nu cu credința. Bineînțeles că în momentul în care avem probleme cu caracterul credința este compromisă. Când spun credință, mă refer la crez, la crezul nostru. În Dumnezeu cred oamenii. O parte din ei. Prin urmare ar trebui să ne verificăm în această seară puțin să vedem nu dacă suntem în adunare, dacă suntem aici membri sau în altă parte, cum este viața noastră? Cum e caracterul nostru? Îmi pare rău să spun că eu cred că una din marile crize al acestor vremuri nu sunt oamenii care știu să articuleze credința. Că sunt destoi. Și sunt oameni care sau cărora le lipsește caracterul. Asta e una din marile probleme acestor zile. Omul care se pierde în mijlocul poporului și adunării are probleme cu caracterul. Un autor, tot de carte creștină, Oswald Chambers, în cartea lui o cărțulie practic pe care v-o recomand adevărație ucenici, el spune așa Că cele mai subtile ispite ale diavolului nu sunt acelea care atacă credința, ci caracterul. Caracterul. Cum e caracterul nostru? Cum e viața noastră? Cum este inima noastră? Cum stăm la capitolul acesta? Cum stăm? Billy Graham a fost unul dintre oamenii care, spre care se spune că a început bine și a sfârșit bine. Billy Graham spunea într-o împrejurare, în felul următor, că în viața aceasta putem pierde multe lucruri. Putem pierde sănătatea și s-ar putea să o redobândim. Putem pierde bani și să câștigăm alții, prieteni și să ne facem alții. Și lista ar putea să continue. Dar, spunea el, când cineva pierde caracterul, nu mai are ce să piardă. A pierdut totul. Cineva spunea despre caracter că este un lux pe cale de dispariție. ce am putea să spunem în seara asta noi în rugăciune. Cred că ar fi potrivite cuvintele psalmistului din de la finalul psalmului 139. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște inima, Încearcă-mă și cunoaște gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Cercetează-ne, Doamne. Ce este caracterul, frate și suror? Nu-i reputație. Cineva făcea o diferență între reputație și caracter. Reputația e fotografia noastră. Caracterul este fața mea. Este fața mea. Reputația este ceea ce văd oamenii sau pot aprecia oamenii. Caracterul este ceea ce vede doar Dumnezeu. Ce vede Dumnezeu. Reputația este ceea ce poți să câștigi într-un timp relativ scurt. Prin poziția pe care cineva o are. Caracterul îl dobândești o viață întreagă. Și îl poți pierde în câteva secunde. Reputația este exteriorul. Caracterul este interiorul. Omul care se pierde în mijlocul poporului și adunare are probleme cu caracterul. Cum e caracterul nostru? Dar vreau să mai particularizez câteva lucruri legate de caracter sau absența lui. Ce înseamnă ca cineva să aibă probleme cu caracterul? Când cineva are probleme cu caracterul, pune plăcerile deasupra conștiinței. Spuneam că nu voi vorbi în mod direct despre desfrânare, despre păcatul acesta, dar ideea pe care o pot sublinia în această seară legată de Solomon, este că Solomon este unul care pune plăcerile deasupra conștiinței. Folosim o expresie adesea și s-ar putea că să nu avem o altă expresie să o înlocuim. Trăim o vreme. Am încercat să schimb puțin această expresie care a devenit atât de uzuală, să spun ceva un pic mai, mai, mai dureros. Fac parte dintr-o generație. Și probabil că e fără precedent ceea ce se întâmplă la, o, la ora actuală. O generație care pune plăcerea deasupra conștiinței. Cam asta e norma lumii în care noi trăim astăzi. Asta e norma generației tinere în care noi trăim astăzi. Fac ce vreau. Și Solomon era mustrat de cei de lângă el. Și l-a continuat să pună plăcerile deasupra conștiinței. Spuneți dumneavoastră, dacă nu, asta este realitatea tristă din păcat. Asistăm la o escaladare a păcătoșeniei fără precedent. Fără precedent. Aș putea să spun așa cu un ton oarecum optimist, să zic, că întotdeauna a existat o mică diferență între ceea ce oamenii au articulat, au vorbit, au predicat, au cântat și modul în care au trăit. Mă tem că prăpastia asta este tot mai adâncă sau diferența asta este tot mai adâncă. Avem tot mai multe probleme din păcate și nu vin aici să mă plâng și să uh, uh, proclam durerile pe care noi le avem, ci să le, să le plâng, nu să mă plâng de ele. Să plâng, să mă doare. Mă doare din pricina asta. Mă doare. Mă doare. Probabil cineva se întreabă de ce am ajuns aici. Am un răspuns. Nu este singurul. La am enunțat s-a nu demult într-un subiect acasă, în biserică. Din dorința de a scăpa de eroarea mântuirii prin fapte. Am ajuns să credem că nimic nu mai contează decât să creadă cineva în Dumnezeu. Nu mai contează ce faci. De-aia s-a ajuns într-o situație ca și aceasta. Când plăcerile sunt puse deasupra conștiinței. Asta a făcut-o Solomon. Cel mai înțelept om din Biblie. Cel mai nebun înțelept din Biblie. Femeile străine l-au tărât în iubire, în idolatrie, în păcat. De ce? Pentru că a pus plăcerile deasupra conștiinței. Nu știu dacă cui va vorbesc în această seară, dar niciodată Dumnezeu nu vorbește întâmplător. Poate e cineva aici care, așa ușor, nu dintr-o dată, de voie plăcerii să se ridice deasupra conștiinței lui. Și nu trebuie să o faci dintr-o dată. Încet păcatul, înfășoară lesne. Frații sunt ori de la Betanie. Diavolul n-are nicio treabă cu mine, atâta timp cât predic, atâta timp cât pot să alerg, pot să vorbesc despre Dumnezeu. Dacă în viața mea există ceva ce mă roade încet și sigur, mă lasă. Mă lasă chiar să promovez, oriunde. Mă lasă să predic, mă lasă să alerg, ba mă lasă să mă bucur de succes, am pus ghilimele, că succes nu înseamnă să fii popular, succes înseamnă să fii credincios în lucrul pe care Dumnezeu ți l-a încredințat. Asta înseamnă pentru mine succes. Și eu cred că pentru noi toți. Diavolul nu-i pare rău că fac o mulțime de fapte bune și că îmi articulez credința și că vorbesc despre Dumnezeu. Dacă încet, dar sigur există un proces de uscare în viața mea. Nu-i pare rău. Știți că, sau țineți minte că unul din fiul lui David, pe nume Amnon, a necinstit-o pe soara lui, pe tamar, și a venit la el verișorul lui și a zis Hei, tu am pentru ce te usuci? Din zi în zi, tu fiul împăratului. Întrebarea era una și Dar în același timp, privind-o dintr-o altă perspectivă, a spus un adevăr. Uscarea nu are loc dintr-o dată. Un pic azi, un pic mâine. Și retenia acestei întrebări era alta. Tu, fiul împăratului, să nu te bucuri? Poți să-ți permiți ce vrei. Doar ești fiul împăratului. Ești favorit. Frate și surori, știm noi ca a fi fi de împărat... Asta ne face mult mai responsabil și nu scuzabil? Cu ei s-a dat mult, i se va cere cât? Mult! Mult! Iată și retenia întrebării și adevărul în același timp, privind-o dintr-o altă perspectivă. Pentru ce te usuci tu? Poți să-ți permiți. Dumnezeu e bun! Te iartă! are mil, Asta ne place să vorbim despre Dumnezeu. că e bun și că e dragoste. Parcă am uitat că Dumnezeu este și sfânt, frat și soror. Am greșit. Nu este și sfânt. Este sfânt. Întâi este sfânt. Când Dumnezeu îi spune lui Moise, te vei duce înaintea lui Faraon, pentru că Moise l-a întrebat, mă voi duce, mă vor întreba, mă va întreba Faraon, care din mulțimea de zei te-a mai trimis la mine? Care e Dumnezeul acela? Eu sunt cel ce sunt. Și când Dumnezeu a vorbit lui Moise, atunci când a mânat turma socului său dincolo de postiu până la muntele lui Dumnezeu, a văzut Moise rugul acela prin s apropiat de rug. Și în timp ce se apropie, a auzit un glas. Moise, Moise, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. E sfânt Dumnezeu. E sfânt, sfânt Dumnezeu. Ce înseamnă probleme cu caracterul, plăceri, deasupra conștiinței. Doi, ce înseamnă a, a, probleme cu caracterul? Omul care are probleme cu caracterul. Uitați-vă ce spune Solomon aici, așa. Și să zici la un moment dat cum am putut eu să urăsc certarea. Și cum a disprețuit inima mea mostrare. Cum am putut să nascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la ceea ce mă învățau. Omul care are probleme cu caracterul nu-i place să-i se facă observații. Ce să mai vorbim despre mostrare? Dacă l-aș întreba pe pastorul Liviu Rat, care a slujit atâția ani, și nu l-aș provoca pe dânsul să răspundă cu voce tare, dar poate dumneavoastră cunoașteți răspunsul la următoarea întrebare. Câți din cei pe care i-am mostrat în perioada de slujire s-au bucurat de asta? Poate am eu oarecare libertate să vă răspund la întrebarea asta, de când slujesc eu. Câți din cei care le-am făcut observații mi-au mulțumit? Am prea multe degete la o mână ca să dau răspuns la întrebarea asta. Rare ori mi-a fost dat să văd pe cineva care, atunci când i-a făcut vreo observație, fie personală, fie legată de familie, de copii, să spună: Frate, păstor, îți mulțumesc pentru asta. Îți mulțumesc. Știu că ții la mine. Ți la casa mea! N-am auzit vorbele acestea. Dar numai pe mine mă vezi? Numai pe copiii mei îi vezi? Numai pe soția mea o vezi? O fi cineva aici care i-a răspuns pastorului vreodată în felul acesta? Știți că omul care urăște mustrarea, se pierde în mijlocul poporului și adunării? Știm că de vreme ce am devenit mădulare în trupul lui Hristos, renunțăm de bună voie la dreptul nostru sau la dreptul de a face ce, vrea, ce vrem și din momentul în care am devenit membri în biserică, oricine are dreptul să mă întrebe dacă vin la dunare sau nu. Oricine are dreptul să-mi spună ceva când nu fac bine. Oricine. Ce înseamnă probleme cu caracterul să urăști mostrarea. Cum am putut eu să urăsc certarea? Și cum a disprețuit inima mea mostrarea? Știm noi că cele două sunt călarea a cui? A cui? Mustrarea și certarea sunt călarea cui? A vieții. Spun și aici, în această seară. Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut părinți care au știut să mă disciplineze. De când ne-am văzut, părinții mei au plecat din viața asta. Anul, anul acesta, în luna iunie, sunt trei ani de când tatăl meu a plecat la vârsta de 92 de ani, mama a plecat la vârsta de 87 de ani, în urmă cu uh, aproape 2 ani, în luna decembrie va fi asta. Am spus-o în adunare, în prezența copiilor mei cu care am fost aspru, eu mulțumesc lui Dumnezeu că am avut un tată care m-a certat și m-a mostrat. Să spun mai tare aici? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut părinți care nu m-au lăsat să fac ce vreau. Care au pus nu iau pe mine. Știu că este contrar filozofiei de creștere și de educare a copiilor. Lasă să facă ce vrea va duce rușine. Spunea un mare psiholog din Suedia, am crescut o generație de monștri. L-am citat. O generație de copii pe care părinții au lăsat să facă ce vor. Și dacă te duci în țările din Europa de vest, mai ales pe timp de var, și te duci în centrul marilor orașe, te apucă groasa cei pe acolo o generație care n-a fost niciodată disciplinată. Poate exagerez puțin. O generație care a fost educată în spiritul acesta să facă fiecare ce vrea. În biserică nu facem ce vrem. În biserică Biblia spune învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Vigheați să nu fie între voi nimeni curvar să lumesc ca și stau. Și nu spune doar pastorilor, vegheați, bărbați și femei, tineri și tinere, nu putem fi neutri în ceea ce privește păcatul. Nu putem fi neutri. Omul care are probleme cu caracterul, nu doar că pune plăcele deasupra conștiinței, el urăște mustrarea, nu-i place să fie certat. E prea mult dacă mi-aș permite să pun o întrebare așa directă. Dar la modul general te bucur când cineva te mustră? Te bucur când pastorul bisericii îți face observații sau urăști asta? Știi că urând mustrarea și certarea care de altfel sunt cărările vieții. Te pierzi aici? Te pierzi aici în mijlocul poporului și adunare? 3 ce înseamnă să ai probleme cu caracterul, nu cu credința, cu cresul? Omul care se pierde în mijlocul poporului și adunării, care are probleme cu caracterul, el nu cu compania are probleme, ci cu părtășia are probleme. Am folosit doi termeni pe care îi voi pune puțin în contrast în această seară. Cele cinci fecioare erau în compania celor neînțelepte, erau în compania celor cinci fecioare înțelepte. Ele nu cu compania aveau o problemă, ci cu părtășia. Tendința vremurilor în care noi trăim este de a căuta biserica care oferă companie plăcută în marile orașe, Oradea, Cluj, o mulțime de biserici, la unde le pot pune ghilimele, nu-i răutate, nu-i răutate. Au tinerii noștri tendința să meargă acolo unde le se oferă o companie plăcută. Părtășia nu exclude compania, dar se ridică deasupra companiei. Omul acesta, Solomon nu avea probleme cu compania, era în adunare, era în mijlocul poporului, era în fruntea poporului. Cu părtășia avea el probleme. Dar ce este părtășia? Părtășia înseamnă să venim aici, să ne împărtășim unii altora bucurile. De regulă, asta o facem la final, dacă îndrăznim să ne. Împărtășim bucurile, cineva s-ar putea să fie invidios dacă eu am avut parte de un succes, de o binecuvântare. Ne împărtășim durerile, ne spunem unii altora, ofurile. Dar ce mai înseamnă împărtășirea aceasta? Deschid Biblia în epistola lui Ioan, epistole pe care sunt convins că o cunoașteți. Prima epistolă, capitolul 1, Ioan spune așa. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie întâi cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Versetul 7. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, atunci avem părtășie. Compania nu-i părtășie. Părtășia nu exclude compania. Dar părtășie înseamnă să umblu în lumină. Altfel spus, știți ce vreau să subliniez? Părtășie înseamnă să mă las expus. să mă las expus. Asta e părtășie. Să vin în adunare și să spun, Doamne, vorbește -mi! Chiar dacă mă doare. să mă Dumnezeule, și cunoaște inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Părtășire înseamnă să caut biserica nu care ne oferă cea mai plăcută companie, ci să caut biserica în care pășesc cu teamă. Cam asta era biserica pentecostală. S-ar putea să sune populist ce spun eu acum, dar nu. Pentru popularitate, voi spune ce spun. În biserica pentecostală cândva te temeai să intri. Te temeai. Dar să nu spun biserica penicostală, în biserica reală a lui Dumnezeu, te temeai să intri. Că era prezent Dumnezeu acolo. Duhul Sfânt acolo. Te uitai la nu la propriu, la figurat, la călțămintele din picioare la pașii pe care i-ai făcut în zilele precedente, la hainele cu care vii înaintea lui Dumnezeu. E drept, când Hristos a murit, perdeau dinăuntru templului, s-a des, despicat în două, de sus până jos. Dar asta nu înseamnă că putem veni oricum în prezența lui Dumnezeu cu bocanci mortal, cu hainele pătate. Nu ne putem permite. Trăim o vreme în care există o repulsie față de aceste biserici care te expun. Eu recomand asta. Caută biserica care te expune. Nu în care te simți bine, ci în care simți prezența lui Dumnezeu. În care simți mustrarea dacă trebuie să fie mustrare. În care simți că Dumnezeu are uh, treabă cu tine, încă mai lucrează la caracterul tău. Caută biserica aceea. Ce înseamnă să ai probleme cu caracterul? Să pui plăcerile deasupra conștiinței, să urăști mustrarea. Să-ți facă plăcere să fii cu frații, dar să te ascunzi de ei să nu-ți dorești să ai și să nu te cunoască. observați pe aceia care se pierd, de regulă se izolează, ei vin pe la dunare, dar sunt foarte retrași, au ceva în inima lor, o problemă în inima lor. Când nu mai dau socoteală, au o problemă acolo în inima. Mărturisesc în această seară aici că unul din harurile pe care Dumnezeu mi le-a dat în viața aceasta este harul de a da socoteală. Asta e sănătos. Omul care se pierde în mijlocul poporului și adunării are probleme cu caracterul, nu cu credința. Doi. Omul care se pierde în mijlocul poporului și adunării ține tot de caracter, dar dați-mi voie să folosesc următoarea idee ca și punctul 2 al predicii din seara asta. Sau a doua observație a predicii din seara asta. Omul care se pierde în mijlocul poporului și adunării conștientizează păcatul, dar nu-l mai doare păcatul. Conștientizează păcatul, dar nu-l mai doare păcatul. Când cineva este conștient de păcatele lui, asta nu înseamnă pocăință. Când cineva face diferența dintre bine și rău, asta nu înseamnă că s-a pocăit. Când cineva repet e conștient de păcat și chiar de gravitatea păcatului, nu asta înseamnă pocăință. Sunt pe calea mântuirii dacă mă doare păcatul, nu dacă conștientizez păcatul sunt în adunare la propriu, sunt mădular, sănătos în trupul lui Hristos. Nu dacă conștientizez păcatul, ci dacă mă doare păcatul. Pe Solomon nu-l mai durea păcatul, era conștient de păcatul lui, dar nu-l mai durea păcatul. Frase și suror, din nou folosesc o expresie tipică, trăim o vreme și reformulez, fac parte dintr-o generație pe care nu mai doare păcatul. Ne dor toate. Ne dor durerile și problemele fizice, trupești și nu-i rău să venim la Dumnezeu cu ele. Postul Petru ne îndeamnă să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre, să ne rugăm unii pentru alții, să fim vindecați Marea problemă este că venim mai degrabă la Dumnezeu cu problemele noastre de zi cu zi, trupești, și nu cu durerea păcatului nostru. Și dacă ar fi să pun următoarea întrebare aici, în această seară, de ce vin oamenii mai degrabă în adunarea asta să fie vindecați sau să fie iertați? Mă tem că răspunsul corect este să fie vindecați și ajutați. Și oamenii nu mai vin la Dunare să se pocăiască, nu-i mai dor păcatele. Frașii și surori, frașii și surori, oare ar trebui să ne doară păcatele? Care din ele? Cele mari, cele mici, care? Eu cred că nici cel mai banal păcat pe care l-am fi făcut, un ghilimele, la banal, că nu există păcat banal. N-ar trebui să ne, să ne lase să stăm, să stăm fără grijă aici, sau nebăsător aici, sau să ne lase să stăm fără teamă aici și fără preocuparea de a ne pocăi, de a ne plânge păcatul acela. Pentru că cineva spunea în felul următor, că în cel mai mic păcat Există mai mult rău moral decât în cea mai mare catastrofă care poate avea loc pe, pământ, pe pământul acesta. În Ucraina este o mare catastrofă. Cu tremurul din Turcia a fost o mare catastrofă. Ce se întâmplă în Orient, eu nu acuz poporul Israel, dar ce se întâmplă este o mare durere, o mare catastrofă. Dar în cel mai mic păcat în ochii lui Dumnezeu există mai mult rău moral decât într-un cutremur, într-un război sau în altceva. De ce nu ne mai doare păcatul? De ce nu-i mai doar pe frați păcatele astăzi? Oare spun prea mult în seara asta la Monul Bisericii Betania? Vă ajunge vorba mea acasă în seara asta? Că bisericile în care slujim și în care slujesc, există tot mai puțină durere pentru păcat? Deschid Biblia la Psalmul 38 puțin. Uitați-vă ce spune psalmistul David. Spre aducerea minte, în salma lui David, spre aducerea minte. Doamne, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta. Că săgețele tale sau au înfipt în mine, mâna ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine, rănile mele miros greu, sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Men, observați că David dă vina pe el, nu pe alții. Păcatul meu, fără de legea mea, vina mea, neascultarea mea, rănile mele miros greu, sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit peste măsură de istovit, toată ziua, toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare în mistuie aere și n am mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere zdrobit cu desăvârșire, tulburare, inimii mele mă face să cem. Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea Ta și spinele mele nu sunt ascunse. Și s versetul 18. Asta e sănătate spirituală, versetul 18. Îmi mărturisesc fără dolecea. Și mă doare nu pentru că știe păstorul bisericii, nu pentru că a aflat comitetul bisericii, nu pentru că a aflat biserica, nu pentru că a aflat tata, nu pentru că a aflat mama, ci mă doare pentru că am păcătuit împotriva ta. Mă doare nu pentru că am fost descoperit, asta înseamnă să mă doare ce mi se întâmplă, și mă doare păcatul meu. Omul care se pierde în mijlocul poporului și adunării, Conștientizează păcatul, dar nu mai doare păcatul. Poate nu-i prea mult, știu că timpul s-a dus. Să pun și următoarea întrebare: de ce nu ne mai doare păcatul astăzi? De ce nu ne mai doare păcatul astăzi? Ar fi multe, probabil răspunsul la întrebarea asta. Dar vreau să vin cu un răspuns în atenția Bisericii Betania la final de mesaj. Îngerului Bisericii din Efes Criei. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și umblă prin mijlocul celor șapte sfertnice de aur. Umblă prin mijlocul celor șapte sfertnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Dar am ceva împotriva ta, este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tăi. Apoi urmează un avertisment care pentru mine, care pentru mine este unul în cer, una din cea mai grea pedeapsă pe care Dumnezeu o poate administra unei biserici. O poate administra unei biserici. Dacă nu te pocăiești, vin și mi iau sfeșnicul din locul lui. Și că nu mai există lumina lui Dumnezeu în adunare, vii cum vrei aici. Faci ce vrei. Dar când e prezența lui Dumnezeu, știi că dacă vii cu hainele murdare asta se vede de ce nu ne mai doare păcatul astăzi poate ar trebui să ne punem întrebare oare nu cumva Doamne ai luat sfârșnicul din mijlocul nostru oare ar fi prea mult în această seară să spunem Doamne aprinde sfârșnicul să aprinde Dumnezeu asta nu înseamnă că mă îndoiesc Că ar fi aici, dar să aprindă Dumnezeu în putere sfârșnicul în seara asta? Dacă se văd hainele pastorului Iosif Berce dacă se vede interiorul vieții mele în seara asta, dacă se întâmplă asta, dacă se vede viața dumneatale în seara asta, să aprinde Dumnezeu lumina aici, să lase Dumnezeu prezența lui aici. Că adunarea asta este. Nu e o seară de evanghelizare. Nu e un munte care putea sau nu putea fi atins. Nu e nici norul, nici negura. E prezența lui Dumnezeu. E durul sfânt lui Dumnezeu. Priverici de aceea, spune Pavel, era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis ce o zis omul acesta, care știa ce prezența lui Dumnezeu, care era familiarizat cu prezența lui Dumnezeu. Ce a zis omul acesta? Sunt îngrozit și tremur. Dacă Moise a fost îngrozit de prezența lui, dacă Moise care era familiarizat cu prezența lui Dumnezeu, a tremurat în prezența lui Dumnezeu, nu ar trebui să tremurăm noi în seara asta? Omul care se pierde în mijlocul poporului și adunării are probleme cu caracterul, nu cu credința. Plăceri deasupra conștiinței. Nu-i place certare, nu-i place mustrare, îi place compania, dar fuge de părtășie conștientizează păcatul, dar nu mai doare păcatul. Care e remediul? Care e remediul pentru rătăcirea asta, frați și surori? să ne asumăm întreaga responsabilitate. Cât pe ce să mă nenorocească. Nu-i nimeni de vină când cineva se pierde. Nu-i pastorul de vină? Nu pot să spun că n-ar putea să fie un autor moral, oarecum, la un moment dat, un pastor pentru pierderea cuiva. Dar nu-i pastorul de vină, nu-i soțul de vină, nu-i uh, uh, tata de vină, nu s frații de vină. Eu era să mă pierd. Eu m-am rătăcit, eu n-am ascultat, eu am conștientizat păcatul și nu m a mai durut. Ne ridicăm pentru rugăciune. În rugăciunea aceasta. Aș vrea să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu ne lăsa să ne pierdem. Doamne, Tu vei sfârși ce ai început pentru noi. Ține Biserica Betania de mână. Ține frații mei de mână. Nu ne lăsa din mâna Ta, Doamne. Ia-ne ce vrei. Ia-ne ce vrei, dar nu lua sfernicul Tău de aici. Nu lua prezența ta de aici. Nu lua Duhul de la noi. Nu lua, Doamne, nu ne părăsi. Modelează-ne. Tu ești dolarul, noi suntem lutul. Fă ce vrei cu noi. De avem lădițe uscate în viețile noastre. Curățește-ne, Doamne curăsește-ne, Doamne! Vrem să fim mai tăi pe nu totdeauna! Aleluia! Aleluia! Dacă cineva, Doamne, este aproape să se piardă, cercetează-l în seara asta! Cercetează-l în seara asta! Duh Sfânt lui Dumnezeu! Cercetează-ne pe toți! Nu ne lăsa să ne pierdem caracterul nu ne lăsa să punem plăcerile deasupra conștiinței. Mustră-ne, Doamne! Ceartă-ne, Doamne! Modelează-ne, Doamne! Sfătuiește-ne, Doamne! Vrem să ne lăsăm expuși la prezența Ta. Duhule, vino în seara asta! Aleluia! Dacă există păcat, lasă durere! în inima pastorului Iosif Belce pentru orice formă de păcat. Dacă există păcat în inima cuiva, fă să doară păcatul în seara asta. Nu temnul meu va produce durere pentru păcat. Nu strigarea mea, nu chemarea mea. Dule vino! Dule vino! Dule vino! Aleluia! Aleluia! E singurul care poți, poți, Doamne, face ca păcatul să doară. fă de o cercetare de aproape în seara asta. Aleluia! Aleluia! Cu toată biserica ne rugăm.